În continuare, în stare de alertă, desfășurăm ședința Consiliului Județean în sistem online. Aceasta fiind o procedură legală aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Vrancea numărul 41 din 30.03.2020. Vă rog să-mi permite să intrăm în procedurile legale de desfășurare a ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 14 ianuarie 2021. Fac precizarea pentru a se înscrie în procesul verbal că locul ședinței de astăzi, 14 ianuarie 2021, ora 16, este considerat sediul Consiliului Județean Vrancea, de unde asigurăm suportul tehnic pentru desfășurarea ședinței, convocarea fiind făcută prin dispoziția numărul 19 din 14 ianuarie 2021, cu îndeplinirea procedurilor legale în vigoare. Menționez totodată că publicitatea ședinței este asigurată prin transmiterea dezbaterilor în timp real pe site-ul Consiliului Județean Vrancea și prin publicarea minutei ședinței imediat după încheierea întâlnirii noastre. Doamnelor și domnilor consilieri județeni, având în vedere că prin hotărâre judecătorească este suspendată activitatea SC Transport Public SA Focșani pe următoarele trasee, dau și indicativul 065 Focșani-Vânători-Jorești, 067 Focșani-Mircești-Rădulești, 068 Focșani-Mândrești-Baltarației și 072 Focșani-Mândrești-Răstoaca. Pentru rezolvarea intereselor locuitorilor județului se impune ca în regim de urgență să se atribuie cele patru trasee în mod direct unui alt operator autorizat de transport public persoane în vederea asigurării continuității serviciului de transport public județean de persoane. Așadar, din 30 de consilieri în funcție sunt prezenți 30. Rog să se consemneze că avem cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței noastre, cu mențiunea că fiecare consilier județean are la dispoziție mijloacele necesare votului și participării la dezbatere. De altfel, domnilor și doamnelor consilieri, vă reamintesc faptul că atât votul cât și înscrierea la cuvânt se vor face prin ridicarea mâinii, secretarul general urmând a monitoriza aceste lucruri. De asemenea, se va consemna în procesul verbal al ședinței că au fost îndeplinite până la acest moment toate procedurile impuse de codul administrativ, proiectele înscrise pe ordinea de zi de astăzi fiind însoțite de rapoartele compartimentelor de specialitate și de avizele Comisiei de Specialitate, care v-au fost transmise prin posta electronică. Țin să mulțumesc atât aparatului de specialitate al Consiliului Județean, cât și comisiei care a dat curs acestei solicitări în regim de urgență pentru tot sprijinul pe care l-au acordat. Doamnelor și domnilor consilieri, pe ordinea de zi a ședinței de astăzi sunt înscrise două proiecte, și anume 1. Aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în area teritorială de competență a unității administrativ-teritoriale județul Vrancea. Punctul 2. Aprobarea atribuirii licențelor de traseu operatorului de transport SC Favimar Trans SRL pentru traseul 065 Focșani-Vânători-Jurești și operatorului de transport SC Manosim Comex SRL pentru traseele 067 Focșani-Mircești-Rădulești, 068 Focșani-Mircești-Baltarației și 072 Focșani-Mândrești-Răstoaca și aprobarea atribuirii directe în gestiune delegată a Serviciului de Transport Public Județean de Persoane prin curse regulate. Dacă sunt observații, înțeleg că nu, sau nu. Doamnelor și domnilor consilieri, vă supun la vot proiectul ordin de zi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține? Mulțumesc mult! Unanimitate! Stimați colegi, vă reamintesc că în situația în care vă aflați în conflict de interese, aveți obligația de a nu participa la adoptarea proiectului de hotărâre în cauză și să anunțați acest fapt. Interesul personal pe care îl aveți trebuie consemnat în mod obligatoriu în procesul verbal al ședinței. De asemenea, vă precizez că avem la dispoziție în sala de ședință aparatul de specialitate al Consiliului Județean care poate da detalii pe marginea proiectelor care se vor dezbate. Doamnelor și domnilor consilieri județeni, la punctul 1 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport persoane prin curse regulate în area teritorială de competența unității administrativ-teritoriale județul Vrancea. Stimați colegi, dacă aveți observații pe marginea proiectului de hotărâre amintit, domnul Laurențiu Marin. Vă rog, domnule consilier. Bună ziua, la mulți ani. Am văzut referatele de la compartimentul de specialitate. Am văzut și operatorii care au renunțat la trasee pentru că erau cei mai apropiați și cred că ei erau în măsură să. Aș avea o propunere. Să încredințăm transport public local. Să ia ei traseile, că așa vor să le facă. Avem tariful aprobat,
de Consiliul Județean să facă ei traseele la prețul aprobat de Consiliul Județean. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Să știți că sunteți în asentimentul nostru. Noi, inițial, prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean, am găsit această soluție. Am avut aseară târziu discuții cu cei de la Transport Public Local Focșani. Intenția noastră a fost, bineînțeles, tocmai pornind de la considerentele pe care le-ați enunțat, având în vedere traseele deja stabilite și mașinile, autobuzele care circulă, să încredințăm către Transport Public Focșani. Din păcate, Transport Public Focșani, oricât ne-am dorit noi, nu are cadrul legal sau noi nu putem face un asemenea contract, o asemenea delegare, pentru că am încălcat puțin legea, în sensul în care este vorba de Transport Public Focșani, care, la rândul ei, fiind în acea asociație metropolitană, are cu totul alte caracteristici. Repet, intenția noastră a fost exact cum ați solicitat și dumneavoastră sau sugerat, să facem cu acest operator. Din păcate, din punct de vedere legal, nu există această posibilitate. Oricum, vreau să vă mulțumesc pentru promptitudinea de care ați dat dovadă, domnule președinte al Comisiei. Da, înțeleg că vreți să luați cuvântul, vă rog. Eu cred că nici nu vor. La 2,50 lei cât e tariful aprobat de Consiliul Județean, eu cred că nici nu vor Transport Public Local să preia traseile. Dacă nu-i tarif pe kilometru, cum sunt obișnuiți. Mulțumesc. Încă o dată ați sesizat foarte bine problema, dar nu vreau să intrăm în astfel de detalii. Problema noastră este să rezolvăm această situație nefericită care a apărut. Totodată țin să menționez că ceea ce facem astăzi este până la definitivarea litigiilor pe instanță. A nu se înțelege că este la timp neterminat, da, la lung. Mulțumesc mult! Dacă mai sunt intervenții, înțeleg că nu, stimați colegi, vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține? Mulțumesc mult! Unanimitate! La punctul 2, stimați colegi, avem proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu operatorului de transport SC Favimar Trans-RL pentru traseul 065, respectiv Focșani Vânători Jorăști, și operatorului de transport SC Manosim Comex SRL pentru traseele 067 Focșani Mircești Rădulești, 068 Focșani Mircești Baltarației și 072 Focșani Mândrești Răstoaca. Și aprobarea atribuirii directe în gestiune delegată a Serviciului de Transport Public Județean de Persoane prin curse regulate. Stimați colegi, dacă aveți observații pe marginea proiectului prezentat, domnul Cătălin Răducanu, domnul consilier, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. O singură întrebare am, domnule președinte. Aș vrea să știu și eu dacă cei doi operatori sunt cei care au avut și înainte de Metropolitan Trans aceste trasee. Mulțumesc mult de întrebare. Vă pot asigura că nu au avut. În momentul de față mai există un singur operator din cei vechi, dacă am putea să-i numim așa, respectiv Marex Val. Ceilalți trei sunt cei care au renunțat, fie prin depunerea licențelor, fie prin hârtie scrisă, negație prin care ne aduc la cunoștință că nu mai doresc acest traseu. Dacă mai sunt întrebări pe marginea acestui proiect, dacă nu, vă supun la vă, stimați colegi, proiectul de hotărâre așa cum este prezentat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc mult! Permiteți-mi la încheiere să vă spun și eu un sincer la mulți ani, că e prima ședință, ne întâlnim la cea ordinară săptămâna viitoare. Totodată, epuizându-se subiectele și punctele înscrise pe ordinea de zi, declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vrancea de astăzi, 14 ianuarie 2021. Vă mulțumesc, o zi frumoasă tuturor!